Iată un paradox. Nu sunt gaze în Europa, toate statele europene plâng după gaze naturale, deplâng situația în care se află continentul, dar în același timp, pe coasta Spaniei, sunt 35 de vase care nu își pot descărca gazele lichefiate, pentru că terminalele care asigură prelucrarea și transformarea acestor gaze lichefiate în gaze normale, nu au o capacitate suficient de mare. Deci, Europa, pe de o parte, plânge, pe de altă parte, este incapabilă să se adapteze situației pe care noi înșine ne-am creat-o, protejând Ucraina în acest război cu Rusia. Era mare lucru ca din timp. Spania și alte state să-și mărească exponențial numărul de terminale capabile să prelucreze, să retransforme gazele lichefiate în gaze naturale?